Jonathan Adrian, Maxi Vasile, Francesco Gheorghe, Vitica Gheorghe, Rob Liviu, Bob Sorin, Socaro Constantin, Valutore Ioan, Voicu Florin, Voicu Petre Adrian, Voinea Constantin, Corinie, Diu și Ioan Jean. Delegat sunt eu. Domnul președinte, se convocă Consiliul Local pentru data de 31 octombrie 2022, ora 13. Sunteți convocați privind inițiativa scrisă pentru a participa la lucrările ședinței extraordinare Consiliul Local din Arei Cuțofănești. Convocat prin dispoziție numărul 441/24/10/2022, care se va desfășura în sede primăriei Cuțofănești și va avea următorul proiect al ordine de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Cuțofănești, domnului Florea Vasile Preot Faruc. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcție a aparatului de specialitate a primarului Comunei Cuțofănești. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Nuntă de Aur 2022 prin organizarea unei mese festive și acordarea unei diplome de fidelitate și a unui premiu familiilor care au primit 50 de ani de la căsătorie. Și apoi probleme diverse. Mai sunt două. Păi, unul era comunicat de vineri, dar ia uitați, v-am zis. Nu, păi de o trebuie privind organizarea, ați avut în materiale, și mai era punctul 4, păi de o trebuie privind aprobarea bursurilor scolare. Asta a apărut, da. Deci ăla e numărul 4, nu? Da, da. Cu raportul de specialitate, nu? Doamna Iulia Iacomi, da? Ăla este aici la urmă, dar nu l-am primit. Nu. Bun, o să trecem la primul punct. O să puneți la vot. Supunem la vot. Consider că ați văzut procesul verbal cu toate, da? Cred că toți ai văzut la domnul secretar. Dacă nu... Cine este pentru zi? Toată lumea, da? Avem ceva. Avem o abținere, ceva. Pentru procesul de valoare, trebuie de văzut. Când ești făcut de domnul secretar, mi-a zis că... Să fac, să redactezi și nu am nimic în potrivă. Deci, în primul punct, da? Consider că toți aveți ordinea de zi. Deci, unde va trebuie, da? Să văd articolul... Deci, proiectul privind acordarea cetățean de onoare al preotului Vasile Florea. Se acordă titlul de cetățean de onoare al Comunei Cuțofănești de Țibacău domnului Florea Vasile Preot Faruc pentru activitatea prodigioasă desfășurată în calitate de preot Faruc al parohiei ortodoxe Sfântul Gheorghe din satul Cuțofănești. Primarul Comunei va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. Prin grijă secretarul general al Comunei, prezenta hotărâri se va comunica instituției prefectului județului Bacău, primar Comunei Cuțofănești de Bacău și preotul paroh Florea Vasile. Este dată din data 31 octombrie, numărul registrat în fire. Da, să dezvolt cu permisiunea domnului președinte, da. Dezvolt cu subiectul ca să se finanțe de cei bărbați. Dar mare se dezvolt, dar vor decurge de lucru. Am ținut ca această hotărâre să fie luată ședința de astăzi 31 octombrie, pentru că următoarea ședință va fi ședința din 10 iunie. Din 10 iunie, ora 11. În cazul ședinței la Comunii. Următoare. 10 noiembrie, ora 11, deci de joi, acum într-o săptămână, în Căminul Cultural, la ora 11, mă repet, pentru faptul că vom avea, știu eu, două evenimente care se vor plia unul pe altul. Vom face și sfințirea casei parohiale, când ți-o facem, pentru că este gata săptămâna asta. Sau, dar nu cel târziu, săptămâna viitoare, până în marți. Și acordarea acestei diplome cetățean de onoare pentru intrarea în activitate, din ceea ce vreau din punct de vedere moral, spiritual și de care de rămânească, preotului Paul Vasile Florea, 26 de ani zile. Da? Deci, evenimentul va fi aici. Rugămintea mea este următoarea. Să veniți îmbrăcați, pentru că vom avea musafiri.
Vom avea oaspeți. Vom veni de la parohia din Vernești, de lângă Moinești. A venit preotul împreună cu consiliul parohial de acolo și cu fostul preot de acolo și cu familia dumnealui. Și știu eu câți ai eroriaș mai de seamă de acolo din parohia Vernești. Și aș vrea ca să dăm o notă de sărbătoare și de sărăista pe măsura de rândul pe care l-avem de, l-avem de desfășurat. Deci aș vrea toată lumea să fie la costum, cravată. La urmă se va merge la, hai să spunem, un video oficial de funcționare din Dumnezeu mai trompoate. Poate să meargă oricine, nu e nicio problemă, deci nu facem selecție. Merge tot în toată lumea, oricum merge și cei și invitații, și Consiliul Parohial de la Coțofănești, și câteva familii de bază din comuna Coțofănești, care vă spune câteva cuvinte, rog și pe domnul director, pe domnul profesor Ivancescu să pregătească dumneavoastră câteva cuvinte. Adică, până la urmă, e un act de recunoștință pentru cineva care pleacă. Nu știu care știe sau care își mai aduce aminte, dacă îmi arăt un consiliu parohial, dacă nu uit prin consiliul local, dacă nu uit bine aici, nu cred chiar la nimeni. Mai avem o singură diplomă de cetățean de o mare dată, unui reporter de televiziune de la Antena 3, George, îmi scap numele, prenumele este George. L-am atunci când am avut acel caz cu oile izolate pe lângă totuși, cu acea inundație și cu acei copii al lui Voinea, al lui Fănică, care rămăsese izolați pe o insulă și în care au fost scoși de acești oameni, s-au dus imposibil, inclusivul acest reporter. Deci o singură diplomă în cetățean de onoare am mai atribuit și asta se întâmpla, și nu greșesc, că undeva în anul 2005. În 2005 și asta este a doua diplomă de cetățean de onoare. Până la urmă, cetățean de onoare este o diplomă simbolică, să nu credeți că îi creează numai niște mari facilități. Are câteva facilități, dar de care nu va beneficia, așa cum a deja nici domnul, acel domn George, nici părintele, scutit de câteva taxe și impozite la nivel de consiliu de primărie, în cazul în care are bunuri declarate aici. Adică dacă are mașină aici, dacă are plecăm casă, teren și mai departe. Deci câteva facilități care până la urmă sunt normale, sunt firești, dar nu credeți că dăm vreo rentă, viageră sau vreo pensie toată viața. Nu. E un act de recunoștință și mai mult doar atât. Doar atât și știu eu, până la urmă îl mișcă și pe cel care îl primește și pe noi ca și comunitate, ca și Consiliul Local Coțofănești. De asta încă o dată rugămintea mea, să fiți la costum. Se va schimba și președintele de ședință. O să rog, pentru că este decan de vârstă, o să vă rog să alegem pe domnul Ivancescu, să dăm semnătate evenimentului, dăm domnul Voicu, își termină astăzi mandatul de cele 3 luni de zile de ședință și o să rugăm să fie domnul Ivancescu pentru a pentru a face ca aceste evenimente să curgă aproape perfect. Adică am dorit să fie perfect, pentru că vor fi oaspeți străini și nu vrem să ne facem de rușine. Acum, dacă cineva simțiți nevoia, un buchet de flori pentru, hai să spun, coana preoteasă, știu eu, pentru plachetă, pentru, da? E problema dumneavoastră, restul ce e la primărie și e de făcut ca și primărie, știu eu ce am de făcut. Restul e doar alegerea dumneavoastră și ceea ce simțiți dumneavoastră. Despre asta era vorba și, bineînțeles, noi vom mai citi o dată, voi ruga președinte să citească această hotărâre de Consiliul Local, se va citi acea diplomă de cetățean de onoare, care se va mâna, dumneavoastră va citi, eu le vom mâna, într-un cadru prestit, dar trebuie să-i aplaudăm, să facem tot ceea ce trebuie ca evenimentul să iasă așa cum trebuie, adică să iasă aproape perfect. Rez, dacă aveți dumneavoastră întrebări, să... Da, referitor la primul punct ăsta despre părinte, anumit cetățenul comunal, din sat Coțofănești,
mi-au ridicat mie niște întrebări. Și mă simt de acord ca să vi le aduc dumneavoastră în față. Cineva m-a întrebat la cât se ridică noua investiție în casa parohială. Din ce am auzit până acum din prostosul din primărie, ar fi undeva la 155.000 cheltuiți până acum, adevărat? Sau? Da, da, dar toată... Cam, care e valoarea finală? Valoarea finală încă nici nu știm chiar. Dar așa, e aproximativ vorba de 2,3 miliarde. 2 miliarde, dar știe toată lumea. Da, mi-am spus aici. Eu știu că azi domn primar Tura trebuie când 2,3 miliarde. Casa într-o stare deplorabilă și... Deci 2,3, da? Deplorabil acum sau? Nu, atunci când a venit. Da, da. Știu, țin minte la ședință. Da. Deci undeva la 2 miliarde, da? Da. Așa. Și referitor la biserica din Coțovânești, am văzut că este trecut aici la realizările preotului. Da. Ținând cont ce a fost făcut atunci, acoperiș, eu știu pe afară că a fost pereții făcuți cu polistiren, în sfârșit, mai multe reparații. În timpul mandatului preotului, atenție, da, păi da, timpul, păi, tocmai aici, dar am văzut-o trecut aici, când timpul, în sfârșit, păi da, e normal, că a dotat biserica cu centralul, inclusiv casa parohială și așa. Atunci când a fost vorba la biserică, ce investiție a fost făcut? Așa, aproximativ. Nu spuneți, că nu știu ce am mâncat la altă ieri. Mm. Nu, dar cine chiar interesat, cine mai are. Păi da, așa în mare, să știi, sau Florin, știi cumva? Da, nu, nu știu. Am o întrebare acum, tot așa, din partea cetățenilor au venit și... Care cetățenilor? Câți cetățeni reprezentați dumneavoastră? Cât am avut și eu, 90 ceva de vot. Păi 90, chemați-mi cu aceea că le explic eu, dar eu să fiu pregătit. Adică să spune, e foarte bine, eu am reținut ce vreți. Cât costă investiții la biserică? Da. La prima ședință, invitați, dar nu la cea de 10, că nu facem circa aici, nu la cea din 10 noiembrie, altă ședință, da. Și o să le explic la fiecare, pe fiecare parohie, în parte, ce s-a făcut, câți bani a costat. Dacă vrea să știe și numele societăților, a meseriașilor, poate vrea să-i cunoască. Nu contează, să trecem peste. Păi da, păi și atunci. Așa, m-ar fi interesat, că știu că ești consilier la biserică. Da, și eu sunt care. Așa, bun. E foarte bine dacă știu că ești tu. Aveți cumva cunoștință despre releul ăla care este pus pe pământul bisericii, da? E parte de la Vodafone, da? Către cine se face plata anual sau, eu știu, lunar? Parohia. Către parohie? Da. Deci, în contract, este la parohie, nu pentru o persoană, da? Dar nu are cum să fie stipulat o persoană. Dacă nu aveți ce face seara și vorbiți, nu anapă, dar... Terenul parohiei este făcut contract pe parohie. Dar pe parohie nu-i persoană fizică. Nu-i persoană fizică. Pe parohie, înțelegi și tu. Se virează banul la începutul anului, o singură dată de 1000 de euro. Înțelegi? Pe an? Pe an, dar de pe an acum. Pe an. Am înțeles că sunt și patru abonamente cu telefon care sunt date pe acel contract. Nu, nu, nu. Intrăm în zonă. Intrăm în zonă. Părerea mea personală este că e bine să mergeți în Consiliul Parohial. Păi da, dar am înțeles că ședința din Consiliul Parohial se face cu șilin închis doar Consiliul Parohial. Așa am înțeles. Nu știu dacă e așa. Dar nu știu dacă e ședință. Asta e ședință de Consiliul Local. Ce treabă cu telefonul, dar așa. Cum ești la ședință conținut locul? Da, atunci avem din nou să vin la ședință și am... A, aici cel mai bine și da. Bun, ce părere aveți despre cimitirul ăla deasupra? Adică, domnilor, eu vă întreb pe dumneavoastră sau vă întreb și pe domnul primar, am văzut că v-ați revoltat un pic asupra întrebărilor domnului Florin. Ideea este felul, vreau să văd și eu ce fel trebuie să votez azi. Azi eu, de exemplu, am fost sus la cimitir, am văzut că cimitirul este într-o stare deplorabilă. Așa. Cred că suntem singurii din județul Bacău sau poate din Moldova, ori poate din țară, care am dat cimitirul către o firmă să-l muncească. Înțelegeți? Deci am dat cimitirul ca să-l muncească cineva, da? Către grup Șerban, mi se pare. Acolo sunt 14 cruci care sunt lăsate în paragină. Gardul este în paragină. Dar de ce să le curățe? Păi și atunci dacă omul vine și face mormântul... Vezi că deja să le așa întoarce, nu ți-am jignit, nu ți-am scris, te duci să le crezi. Eu ți-am vorbit. Gheorghe Abisiană Bățovariu, n-a fost niciodată teatru de dispute. De dispute în ceea ce privește un preot sau altul. Nu e treaba noastră cine vine preot și cine pleacă din preoție de la Bățovariu și nu numai. Au forurile dumneavoastră de conducere, în speță este Ionești Rotoeria, după care este
la Roma, la Curva Episcopie și așa mai departe, și până la... nu am prea simțit-o la Sfântul Sinod acolo, la... e treaba noastră. Dacă am făcut-o, v-am spus, am făcut-o eu, propunerea este a mea, n-am umblat la nimeni, e vreo unul pe aici care poate să spune că m-am dus și l-am rugat să voteze azi ca Părintele Florea de Vâne, cetățean de onoare al Comunei Buțufănești? Nu. Cred că nu, sper că nu. Adică sper să nu se ridice cineva să spună o prostie. În ceea ce privește acordarea altor diplome, va fi timpul și pentru astea. Uite, o să vă spun că după aia avem cei cu 50 de ani de căsătorie. Uite, da, nu m-am apucat să dăm nici la aia la toți. Pentru că nu e o lege. E tot așa un act. O lege ordinară, votată, hotărâre, consiliu, votată de Consiliul Local, la care dăm cei cu 50 de ani de căsătorie. Dar între timp, din păcate, sunt unii care au făcut 50 de ani și s-a prăpădit unul din ei. Din ei. Și nu pot să mai dăm, să mă încadrează. Dar asta e, asta e viața. Acum am găsit fonduri. Și bine că găsim acum, că dacă găseam în 2023 sau 2024, avea să spună că e mită electorală. Știu că suntem mai la jumătate mandat. Mai sunt 2 ani până la alegeri, nu știm ce se întâmplă de azi pe mâine. Și de asta vă spun. Deci, în ceea ce privește nemulțumirile dumneavoastră, câți bani se cheltuiește dincolo și dincoace, e problema dumneavoastră, frământați-vă în continuare cu cei care aveți dumneavoastră pe lângă dumneavoastră. Aici, la noi, banii care se cheltuie sunt controlați de curte de conturi, sunt controlați de organe abilitate, de corp de control al prefectului, are cine să le controleze și oameni care sunt pregătiți în domeniu. Nu oameni care nu zic că sunt proști, doamne, păcatele mele, dar nu sunt pregătiți în domeniu. Așa că să vorbim, toată lumea pricepe. Vorbim despre medicină, despre educație, despre agricultură, dar eu zic că cel mai bine e să vorbească cei care sunt pregătiți în acel domeniu. Și zic eu că în lipsa unui om nu e bine să fie atacat. Acest om a fost 25 de ani preot al Comunei Buțufănești. Și eu respect, cu bune curele. Eu n-am avut numai relații extraordinare cu Părintele Paul Florea. Știți foarte bine că am avut și... Da. Dar am avut tăria, zic eu că am avut inteligența necesară și tăria. Trecem peste momentele mai puțin plăcute și am găsit un numitor comun. Asta este foarte important, ca din dialog și din discuție să găsim un numitor comun și să nu ne aruncăm, știu eu, acuze și învinuiri așa gratuite. Și așa că a fost Părintele Florea, să nu întrebați un consiliu parohial, să nu întrebați personal, puteți să nu întrebați și acum, dar am o mare rugăminte. Nu stricați un eveniment care urmează să-l facem pe data de 10 noiembrie. De atunci să știți că eu sunt un om care stau în papucii mei, dar când cineva mă calcă pe dege, reacționez și n-ar vrea să știți cum reacționez în momentul că sunt călcat pe data. Deci nu stricăm un eveniment pentru că cuiva nu-i place cineva. Sau la un grup nu-i place un preot. E altă treabă. Aia o puteți regla dumneavoastră în continuare, în ședințele dumneavoastră de partid, de Radio Șanț, de nu știu de care le mai aveți. Ați fost la protocopii, protocopia, ați fost și la Roma. Foarte bine că e dreptul dumneavoastră să faceți lucrul ăsta. E dreptul dumneavoastră. Nu vă convine ceva, nu v-a imputat nimic, nici măcar de gând să vă spun nimic doar. V-am spus la ceva. E dreptul dumneavoastră să vă duceți. Bineînțeles. Așa puteți să mergeți în continuare, nu are nicio treabă. Dar nu amestecăm lucrurile astea cu UAT-ul și cu ședințele Consiliului Local și cu ceea ce organizează Consiliul Local. Pe linie știu de chiar de acordare de diplomă de cetățean anuare sau de... Iar în ceea ce privește, în urmă, în ceea ce privește a acorda în continuare diplomul cetățenului onoare, cu siguranță până termin mandatul, și am de gând să mai stau un mandat, surprinderea. Fiind sănătos, domnul. Pe surprinderea dumneavoastră. Nu. Așa am timp să... Auzi, domnul director spune încă două. Așa, dar nu, o să vedem. Nu putem să lăsăm comuna pe mâna unei ca nimeni, așa, care... Da. Închei. Punct. Punct. Deci se trece la... Mai ales că nu-i fiul satului. Se trece la... Ai problema cea mai tare. Se trece la vot și fiecare... Dar era fiul satului sau cum conștiința.
Domnul, procedura de vot, nu trebuie să o explice domnul secretar, toată lumea. Uite, poți să citești regulamentul dacă vrei, știi cum s-a se votează, toată lumea. Dacă cine vrea să voteze pentru, ridică mâna sus. Înțeleg? Cine este împotrivă, ridică mâna sus. Cine se abține la fel, ridică mâna sus. E simplu că vot. Poftim? Se votează cu buletin de vot, nu se votează. Dar cine a zis? Așa e regulamentul? Da. Am fost la o conferință, la conferința PSD-ului la Batu și am votat, n-a fost, nu dumneavoastră, n-a fost colegul. Noi statul. Și s-a votat, s-a votat liber. Deci am votat și președintele și primul vicepreședinte și aia. Aici e articolul 139 din codul administrativ și... Da, că așa s-a luat. Dar s-a luat cum așa s-a fi atacat. Da, atunci să procedem la... N-ați găsit urna? N-am găsit urna. Dar nu mai trebuie urmă, puneți-le că nu se vede ce vă trebuie. Scrie aici, vă rețin de votul alegerea. Acordarea de votul de cea de onoare cu unii. Da, haideți să ne mișcăm repede, vă rog. Înainte de asta, mai vrea cineva să zic ceva? Întrebare, o singură întrebare cu o variantă de răspuns, da sau nu? Ați venit să luați... Deci cine este de acord să pună să bifeze pe da? Explicați-vă, da? Da. Cine este de acord, bifează pe nu. Și vă rog să vă scrieți și numele. Da, da. Mai vine Sică. Mai e cine?
și Florin. Păi domnul viceprimar. Da, trebuie 13. Nu, 13. 13, da. 12, cu unul e absent. 12 trebuie să ne ieși. Așa e absent, e plecat la... Și ce să fac? N-a votat cineva? Deci trebuie 12... Buletine. Mă vine acum, sigur. A plecat cineva cu plecând, sau l-a predat. Deci trebuie să fie 11 acolo. Da. Și câte sunt? Trebuie să fie 2, nu 12, 11. Da, mă, 11, 10. Iată, e vorba. Că ați votat? Da, cum mă vorbim. Păi da, întrebat, că zic, poți să nu zic, da. Păi ce stai, nu, frate? Stai, voia să dat? Sorin, ai votat? Am votat. 11, e corect, da. Da, e corect, domnule, ce mai da? Păi voi ziceați că lipsiți. Păi vine Sicăș, la el e tot. Păi nu că știu. Trebuie să vină. S-a dus la baie și eu. L-am pălit acum. Păi dar vrei să-mi zic. Haideți de principiul ăsta. Haideți să-mi zic. Haideți să-mi zic. Haideți să-mi zic. Haideți să-mi zic. Pentru nimic am stat și am făcut armăsar de nimic. Da. Exact. Bun. Care-i rezultatul? Anunțați. Doamna, cât suntem atunci să te ajungă la toamnă? Poftem? Fiecare în vocea cât vine să plece. 10 pentru și 1 cu ori. Măcar putea să spună, să ți-a cerut voie să pleci. Ce să spună? Ce să spună? Da. Cui i-a cerut voie? Că ți-a cerut ții? Pentru a să spun că sunt acolo oameni care... Nu, a zis, nu. A zis la început de care... Gata, domnule, a zis în... Face. Ce mergi mai departe? Atunci ce mai face? Trecem la punctul 2, da? Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție a aparatului de specialitate a primarului comunei Coțofănești. Hotărâre privind modificarea organigramei statului de funcție ale aparatului de specialitate a primarului comunei Coțofănești de Bacău. Consiliul local comunei Coțofănești de Bacău, într-o ședință ordinară din data 31 octombrie 2022, având în vedere referatul de aprobare înregistrat la numărul 5477 din 2018, anul 2022, a domnului Olaru Viorel, primarul comunei. Raport de specialitate înregistrat la numărul 5379 din 28-10-2022, a domnului Manea Vasile, secretar general comunei. Prevederile articolului 611 alineatul 1 din OG numărul 57/2019 privind codul administrativ, rapoartele favorabile ale comisiei de specialitate ale Consiliului Local Comunal. În temeiul prevederilor articolul 121 alineatul 1 litera A, alineatul 3 litera C, articolul 139 alineatul 1 și articolul 196 din alineatul 1 litera A din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Hotărăște articolul 1 se modifică statutul de funcție aparat de specialitate a primarului comunei Coțofănești după cum urmează. La compartimentul cabinetului primarul, în loc de referent de specialitate normă întreagă, se va trece consilierul 1A, funcție contractuală cu jumate de normă. Articolul 2. Prin grija secretarului general comunei, prezenta hotărâre se va comunica Institutul Prefectului Județului Bacău, primarul comunei Coțofănești de Bacău, compartimentul financiar contabil în aparat de specialitate a primarului comunei Coțofănești. Numărul înregistrare va primi din data 31 octombrie 2022. Haideți să vă explic că mare probabil că ați prins dumneavoastră, dar îmi trebuie explicat. Știți foarte bine cu doamna ingineră Moise, ieșind la un birou de compartimentul agricolist la pensie. Am avut o doamnă care a venit din motive personale, familiare, n-a putut să mai stea și a plecat. Și la ora actuală suntem descoperiți cu acest post, care este post unic, în ceea ce privește inginer pe camera limba. Acum, doamna inginer fiind la pensie, nu mai poate fi angajată cu normă întreagă, doamna ingineră nu se mă refer, nici postul nu îl ocupăm până nu o să dăm, o să dăm drumul la procedura cu anunț pentru acest examen, pentru că este post unic, chiar până atunci, până se va da examen, până se va ocupa postul, deci vom găsi pe, când e pe om, ca să fie pregătit pe chestiunea asta. Pe cadastru, pe geodezie, pe agricultură. Adică nu pot să iau inginer mecanic să fac cadastru, că n-am cum.
Dar până am găsit, noi ne-am mai interesat. Uite, chiar nu trebuie să de băiatul Florin, la Iași, bine. El a unul pregătit că fac pe acea parte și cu studii superioare. Și am zis că la biroul primarului, pe post de consilier al primarului, pe problema de agricultură, cu jumătate de normă, că încercăm să rezolvăm o parte din problemele, mai rezolvăm noi, dar sunt care sunt mai delicate și doamna le știe de la Revoluție încoace, că e vorba de fond funciar, de toate parlare și parcele, nu știe. Nu le știm noi ca lumea, doamna le știe cel mai bine, a participat și la acea împărțire a terenurilor, deci știe toate etapele, azi toate etapele, și pentru asta ne trebuie jumătate de normă să fie doamna mai. Deci, s-a venit două zile și jumătate pe săptămână, o eventual, dacă vine într-o săptămână mai mult, 3 zile, 4 zile, compensă. Dar așa fel încât din 22 de zile lucrătoare să lucreze 11 zile. Bineînțeles, că și chenzina și salariul este pe măsură. Pe măsura prezenței dumneavoastră la activitate. Despre asta e vorba, ca să știți. Să nu mai vin să întrebi unul altul ce caută doamna Moise pe aici, ce e. Da. Va fi consiliera primară cu jumătate de normă pe probleme de agricultură. Pentru că nu putem acoperi, sub nicio formă. Nici nu putem acoperi oamenii care avem, dar nici avem oameni nici specialitate. Singura care mă e pe aproape pe acolo este fata de la Registru Agricol, Teodora, dar nu poate acoperi pentru că are volum foarte mare de muncă pe Registru Agricol. Despre asta este vorba. Am dat comisiile de specialitate și votul din piață. Comisiile? Comisia. Și comisia juridică. Nu. Să trecem la vot. Da. Domnul Sorin, cum vădeți? Prost sau plătărat? Până ai spus și tu, votează pentru. Zici tu pentru. Cine este pentru? Și am zis să trecem la vot. Da. Dar nu toate. Cine-i pentru? După aia. Nu își votează. Da. Aprobarea organizării evenimentului Muntă de Aur din anul 2022 prin acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Consiliul Local Comunei Coțofănești, județul Bacău, într-un președință ordinară din data 31 octombrie 2022, având în vedere referatul de aprobare înregistrat la numărul 5471 din 28 a 10-a 2022 a domnului Olariu Viorel, primarul comunei, având în vedere raportul de specialitate înregistrat la numărul 5477 din 28.10.2022 a domnului Manea Vasile, secretar general comunei, având în vedere prevederea articolului 129 alineatul 1, alineatul 2, litera D, alineatul 7, litera D din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ. În temeiul prevederilor articolului 36, alineatul 1, articolul 139, alineatul 1 și alineatul 5, articolul 196, alineatul 1, litera A din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă organizarea evenimentului Nuntă de Aur pe anul 2022 prin organizare de masă festivă, acordarea diplomei de fidelitate a unui premiu în valoare de 500 de lei pentru fiecare familie care a primit 50 de ani de la căsătorie până la data de 31.12.2022. Acordarea acestora se face în baza certificatului de căsătorie și a buletinului sau cărții de identitate care să ateste că cel puțin unul dintre soți are domiciliu în comuna Coțofănești. Finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul 1 se face de la bugetul local, secțiunea de
funcționare, capitolul 67.02, cultură, religie și recreere. Articolul numărul 3. Prin grijă Secretarului General Comunei, prezenta hotărârea se va comunica prefectului, primarului, compartimentul financiar, contabil, consiliul local. Da. Da. Haideți să vă spun și aici este o inițiativă a primarului, ca și proiect de hotărâre. Am venit în fața dumneavoastră. Știți că noi am mai făcut acest lucru acum câțiva ani buni de zile. Nu putem face în fiecare an. În primul rând, nu facem pentru două, trei familii. Facem la o anumită perioadă de timp. Nu este obligatoriu a fi făcută. Nu există nicio lege, nicăieri. Asta e un gest de recunoștință și un gest de al nostru, al Consiliului Local, față de cei pe care îi reprezentăm. Acolo, evident, a trecut 50 de ani de căsătorie cu acest șomer, nu fiu. Sunt alții care au 50 de ani de căsătorie, dar cu trei femei. De trei ori. Deci 50 de ani de căsătorie, la ora actuală, după inventariere pe care am făcut-o eu, ar fi undeva la vreo 40 de cupluri de familie. Deci acolo a spus domnul secretar, e vorba de 5.500.000 lei. Bineînțeles, un buchet de flori care nu mai e cu 300, cu 30 de lei, tot 1.000.000 de lei. Și o șampanie care și-a ofișat la 2-300 de lei, 20-30 de lei. Este parte de cap. Și o diplomă. Și aia de plătit. Acum, noi o să vedem ce putem cheltui, pe ce avem voie să cheltuim, pe ce le avem voie să cheltuim. O să facem până la urmă, că nu ne ascundem după deget. Până la urmă nu s-o puteau să punem și buchetul de flori în bani și cu banii aia luăm florile, adică în loc de 500 de lei, o să fie 600 de lei. Adică mi se pare normal și cu șampanie. Să vedem o să o putea. Ca să putem, bineînțeles, că urmează și masa festivă. Adică la masa festivă nu credeți că facem, știu eu, mari delicatesuri la... O să fie niște platouri bogate și doar atât. Restul, cu siguranță că o să mai vină soții de copii, de nepoți. Aici o să punem mese de jur împrejur să fie să așeze cu scaune și așa mai departe. O să invităm multe televiziune, o să fie aici prezentă, o să prindeți doamna Lilis de cânte de dor și jale, de tinerețe și de bătrânețe. Așa o să vă invităm și pe data de 10, să nu mai să rețineți data și ora, data de 10 pe 11, iar în ce privește această diplomă de fidelitate cu 50 de ani, că sunt probabil că se va întâmpla undeva a doua zi sau a treia zi de Crăciun. Pentru că ieșim din post, știți foarte bine că data 15 noiembrie se intră în post. De asta am ținut și evenimentul ședinței ulterioare să aibă loc pe data de 10. Dar e un gest frumos, o să fie și dumneavoastră prezent, aici Consiliul Local, o să fie și avem destui, avem și în toate păturile sociale, așa ca să zic, oameni cu 50 de ani de căsătorie. Poate să fie un moment emoționant și frumos, din punctul meu de vedere, că l-am mai făcut și a ieșit frumos. Zic și acum că va ieși destul de frumos. Eu vreau să le îmbin cu toți, cu cetățean de onoare și cu aia erau prea multă lume, ieșa Babilonia, adică nu puteai să stăpânești lucrurile să iasă. Să iasă ca lucru. Îți mă gândesc că e un gest destul de elegant și de mișcător, ca să zic așa. Vorbesc cu părintele ca să reziști încă 4 ani. Deci să înțeleg că se dă și retroactiv pentru ceilalți care au împlinit 50 de ani, nu? Deci să aibă minim 50, sunt care vor avea 55, 57. Nu contează, dar se dă de 50. De la ultima dată când am dat, și urmează, îi luăm pe toți.
primească. Asta singurul de la da și nu se spune, dar asta e. Deci, au mai fost care mai decenare. Deci, mesajul care este să se adreseze către primărie? Nu mai să dăm pe Facebook și pe grupul. Nu, că se informăm și ce, da, foarte bine, și afișe. Tu mai ești la primărie, o spui plânsa. Nu trebuie să avem decât certificatul de căsătorie și buletinele lor. Cărțile de identitate. Trăiesc ambii și da, ambii trebuie să vină la un moment. Da. Și măcar unul din ei să aibă domiciliu aici, chiar dacă n-a făcut căsătoria la Cociocănești. O făcut la onest, la ajut, la căiul. Sau un domiciliu. Da, să aibă măcar unul din ei domiciliu aici. Deci despre asta este vorba. Dar v-am spus, acolo la bani mai suferă modificări, nu că am prea noi cum. Văd așa, dar să gândim dacă îmi băgăm florile la... Aia, n-am despre asta, vorbesc așa. Oricum, platourile alea vor trebui să facă niște platouri bogate. Ar fi bine vreodată să rămână 500 de lei... Da, nu, 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 500 de lei rămâne. Am zis ce este peste. Am funcție de buchetă. Adică mărim în funcție de... 500 de rămâne, fără nicio problemă. Un buchet de floruri. Așa, cam așa de zis, un buchet frumos, cu șampanie de calitate, nu să vă mai... Luați la Hangro, luați mai ieri. Poate? Dacă luați la Hangro, luați mai ieri. Mai ieri. La 40 de buchete. E, și îți facem niște platouri la doamna Vodica de la Zaltă. Nu știți ce platouri facem de Zaltă. Mă spun că 6 oameni de lei, nu știți. Dar și-o scumpe, 1,5 milion de platouri. 150 de lei. 150 de lei. Acum. Unde? La doamna Rodica de la... La Urechești. La Urechești. Aia, unde e de la... Nu, 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 ea stă în Gabachiva. Dar face lucruri. Mai e cineva care face. Face lucruri grozave. Nu cu ea lucram și la mine acasă și să fac lucruri. Și la multe evenimente și în ziua copilului și la toate. Și unul mai eu. Și foarte multe lucruri dacă așa. Da. Comisiile. Aici, favorabil. Sunt până la vădă. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor școlare. Asta a fost suplimentat, nu face ce am avut până aici. Raportul de specialitate. Sesionatul Iacome Iulia, contabil, cu țărâne Jățul Parcă, au avut în vedere legea numărul 217/2006 privind finanțele publice locale, republicată având în vedere adresa numărul 2355 din 27 a 10 a 2022 a Școlii Gimnaziale Cuțofănești, prin care solicită aprobarea acordării burselor de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar pentru semestrul 1 al anului școlar 2022-2023. Conform hotărârii Guvernului numărul 1138 din anul 2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022-2023 și pentru stabilirea termenului de plată al acestora și a ordinului Ministerului numărul 5379 din 2022 pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor și învățământului preuniversitar. Rog, a se aproba hotărârea privind numărul și tipul burselor pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat cu frecvență din acordarea burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământ preuniversitar de stat cu frecvență în Comuna Cotofănești. Așa, de merit de studiu pentru anul școlar 2022-2023, după cum urmează. 10 burse de merit în cuantum de 200 de lei pentru fiecare elev pe lună, 41 de burse de studiu în cuantum de 150 de lei de elev pe lună, 370 burse de ajutor social în cuantum de 200 de lei de elev pe lună. Ce am întâlnit aici? Aici de la mine. Vreți să explicați? Da, nu știu. Aici a fost un cealaltă. Aici toți ați avut coordinat. Ați tot verificat, tot vedea. Da, aprobă cuantum, nu și număr. Da, cuantum. Banii. Comisiile, favorabil, să spunem la vot. Atunci, dacă nu sunt obiecții, domnul Venea. Cum ajuns la diverse? Diferse, nu am fost.
Deja la unele primării s-a trecut la raționalizarea curentului iluminatul public, vorbesc, posibil și noi să ajungem, am mai spus o repet deocamdată, nu facem lucrul ăsta, dar în momentul când se va întâmpla, aș vrea să nu exploatați politic și electoral acest lucru, pentru faptul că nu primarul vrea să înțeleg. Dar la Urechești oricum nu se mai aprinde niciun bec. Eu nici nu vreau să văd ce e rău la alții. Eu vreau să văd ce pot face bine la mine. Dar în momentul în care se va întâmpla și la noi fenomen de acest fel, o să explic la oameni, o să postez fără nicio problemă, să știu ce afișe. Deocamdată încă nu e caz. Încă nu e caz. Dar dacă va fi, adică, încă o dată, repet, nu vreau a se exploata și a se folosi în mod electoral și politic aceste... Voi vedea, primarul prezident, era meu, era, sau știu, de mâine stare. Sau... Adică, să fim realiști și cu bun simț. Asta e... Asta este... Deci, s-a ajuns mai rău ca în trecut. Eu l-am pregătit, l-am papuleaz. Foarte bun. Ai găsit gaz? Ați văzut că s-a scos o piață caloriferul cu un element. Un carbi. Da? Obiți chiar de gana, ce lăsă pe acela. Un pic cu el la subsoar, nu? Pe cincioare. Reca puteri moment. Reca la cincioare, e curând. Da, n-am ce să vă spun, dar e bine, așa, nu? E bine așa. Vreau dat. Da. Păi ce ne așteaptă, nu știu. Da, eu vă mulțumesc că vă rog să vă mulțumesc și să ne vedem cu bine. Uitați-vă la urmă.